vom prezenta astăzi pe Albert Voinea. Este un atacant arhicunoscut la nivelul de un atacant care vine de la Turis. A și jucat împotriva UTEI, a și marcat împotriva UTEI în acel meci din play-out-ul Ligii Secunde, disputat în vara anului trecut. Este golgheterul campionatului trecut al Ligii Secunde, cu 15 reușite, și începând de astăzi este nou jucător al UTEI. Mai departe vi-l dau și pe Albert să vă spună câteva cuvinte. Bună seara! Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor oamenilor care au făcut ca transferul meu să se realizeze, în primul rând lui Bogdan și domnului antrenor Giussi. Bine v-am găsit, personal îmi doresc să fiu sănătos și să reușesc să mă integrez cât mai repede în echipă, băieții să mă accepte și împreună să reușim să facem lucruri frumoase. Ok. Bună seara, îți promit eu că băieții o să te accepte. Nu cred că o să fie problemă din punctul ăsta de vedere. Prin venirea lui Albert, cred că am închis transferurile în compartimentul ofensiv din această campanie de iarnă. Aveam nevoie de concurență, acolo aveam nevoie de soluții și mă bucur că s-a realizat acest transfer pentru că mă bazez foarte mult pe această foame a lui Albert și pe transformarea frustrării din momentul ratării promovării cu Turis în evoluții cât mai bune în tricoul echipei noastre. Îmi doresc foarte mult să-și demonstreze calitățile pe care toată lumea le-a văzut la nivelul Ligii Secunde și la noi, să fie același atacant eficient, pentru că, cel puțin din punct de vedere al raportului, minute jucate, goluri marcate, Albert a demonstrat că este un atacant foarte eficient. Pe de altă parte, iar un lucru foarte important de menționat este că și Albert poate fi folosit pe mai multe poziții, deci iată că această polivalență a mai multor jucători din compartimentul ofensiv ne va permite să găsim soluții multiple. Trebuie să ne gândim că în istoria recentă Albert ne-a făcut cumva zile fripte, atât în tricourii pensiei cât și în tricoul celor de la Turis, și tocmai de aceea sper din tot sufletul să demonstreze și purtând tricoul UTEI Arad că poate fi un atacant eficient și la nivelul Ligii I. Știu, chiar vreau să punctez și acest lucru. Sunt poate unii care își doresc cât mai multe transferuri cu nume, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că în acest moment este extrem, extrem de greu să găsim jucători care să aibă un CV bogat. Din punctul meu de vedere, am reușit 3 transferuri foarte importante. Albert aici este un transfer care, din punctul meu de vedere, va demonstra prin ambiție și eficiență că poate să fie jucătorul de care avem nevoie în acest retur, mă rog, sezon de primăvară, pentru că după retur va urma și play-off, play-out. Și tocmai de aceea spun că avem variante, avem jucători care au înțeles, în primul rând, și Albert, bineînțeles, pentru că stă aici lângă noi, au înțeles foarte bine la ce echipă vin, au înțeles pretențiile, au înțeles așteptările și toată lumea este dispusă să se înhame la treabă și să pună osul la bătaie, dacă îmi permiteți această expresie. Nu vreau să par, nu știu, insistent cu această idee, dar e foarte, foarte importantă atitudinea tuturor jucătorilor care sunt în vestiarul UTEI și mai ales a jucătorilor care vin în acest moment, pentru că am punctat treaba asta și în decembrie. Este nevoie de înțelegerea responsabilității purtării acestui tricou și transformarea acestei responsabilități în acțiuni pe teren. Și din punctul acesta de vedere, absolut toată lumea a înțeles și sperăm să demonstrăm și în momentul în care vor începe meciurile oficiale, pentru că, până la urmă, nu trebuie să vorbim foarte mult, ci trebuie să facem cât mai multe lucruri să se transforme în rezultate.